dragi gazde, dragi locuitori din Matca, prieteni și colegi liberali, vă mulțumesc în primul rând pentru invitație și mă bucur că am prilejul să fiu alături de dumneavoastră la acest moment important, la acest moment de bucurie și la acest moment de speranță. Cum spuneați și dumneavoastră, o sfințire, o ctitorie cât de mică, este începutul unui drum. Și cum Dumnezeu ne-a dat și o zi neobișnuită frumoasă, aș vrea să punem sub semnul speranței și încrederii în noi înșine acest început. Nu trăim vremuri prea senine, chiar dacă ziua asta e foarte frumoasă. Sunt vremuri grele. Și sunt vremuri grele din care va trebui cu răbdare, cu hotărâre, să ieșim. Să ieșim noi. Mai curând sau mai târziu. Nu are altcineva cine să ne rezolve problemele, nu are altcineva cine să ne poarte grija, nu are altcineva cine să ne găsească drumul către o viață normală, către o viață mai bună, către o viață așa cum cei mai mulți dintre concetățenii noștri europeni o au. Eu cred că dumneavoastră sunteți oameni și cu răbdare și cu înțelepciune și cu memorie. Și știți că am trecut prin momente mai grele, am trecut prin momente mai bune. Știți că până la urmă alegerile pe care dumneavoastră le faceți, când e vorba de primari, când e vorba de parlamentari, când e vorba de președinți, sunt alegeri pe care le faceți și cu sufletul, dar și cu mintea.